văzut cărțile expuse și m-am gândit că dintre toate numai una n-am citit. În rest le-am citit pe toate și cea pe care am cumpărat-o astăzi o voi citi în seara asta. Știți, v-am mai spus când am vorbit cu dumneavoastră la telefon că vă admir în mod deosebit. Cunoașteți câteva dintre cărțile mele și încă o dată vă mulțumesc acum cu marturi că v-ați aplecat asupra lor în momente în care eu n-am știut că n-ar fi trebuit să intervin pentru că erați foarte și foarte necășită atunci. După aceea am aflat și mi-a părut foarte rău. Mi-ați răspuns cu multă amabilitate și vă stimez și cu atât mai mult. Scrisul dumneavoastră mărturisesc că m-a încurajat să scriu mai departe, pentru că atunci când te apuci să scrii, când începi să scrii, te gândești că cei care citesc trebuie să înțeleagă, să le comunici ceva, nu scrii doar ca să te afli în treabă. Și m-ați încurajat, pentru asta vă mulțumesc foarte mult. Ce v-aș întreba eu astăzi este o întrebare, nu știu, se iau de proste la... Nu, e bine. Este o întrebare la care poate chiar avem noi, cei care scriem, avem răspunsul. Se știe că atunci când te așezi la scris, scriitorul în general vede viața ca un spectacol, un spectacol care merită să fie luat în seamă și are acest îndemn de a-l savura, dar nu numai el singur, de a atrage atenția și celor din jurul lui asupra acestui spectacol, fie că este vesel sau fie că este trist. Lumea noastră, lumea interioară mai mult, este fantastică, este nu în sensul propriu al cuvântului, aș spune fascinantă mai ales, dar întrebarea mea ar fi să mai credem că are cartea vreo șansă în continuare. Să știți, întrebarea mea este mai mult un strigăt de ajutor. Nu știu, am impresia că încet, încet lumea noastră pe care o creăm în carte și în care credem foarte mult, nu va mai fi mult căutată. Da, să sperăm, nu? Mulțumesc, doamna Mamina. Doamna, deși m-ați nimerit într-un moment foarte greu, eu socotesc că niciodată nu trebuie să împovăresc pe alții cu durerile tale. Și am simțit că îmi faceți onoarea, că îmi faceți credit să-mi primiteți cărțile noastre, să-mi cereți o părere. Ce se va întâmpla de aici încolo cu cartea? Eu nu sunt atât de pesimistă. Dumneavoastră a spus cât de fantastică este lumea închipuirii, eu spun cât de fantasmagorică este lumea în care trăim. Dar asta nu trebuie să ne descurajeze. Noi scriem pentru că vrem să comunicăm cu semenii noștri. Ori eu găsesc că atâta vreme cât mai există lume care citește, nu facem un lucru inutil. Și în primul rând, cine scrie, nu numai pentru că nu are ce să facă altceva, scrie în dorința de a-și descărca lui sufletul și de a comunica această descărcare celorlalți. Internetul astăzi face o mare concurență literaturii și nu numai literaturii, fiind ceva foarte valoros, mai ales pentru cine știe ce să caute acolo. Dar vedeți și cu căutatul ăsta. Important este să știi ce să cauți. Calminte degeaba. Adică, bun, vrei să afli ceva despre un personaj dintr-o carte, dar în primul rând trebuie să fii auzit de carte, după aia de personaj. Încât, pentru moment, deși internetul încearcă să prezintă o mulțime de cărți pe care le poți citi, nu se poate, cel puțin în decursul a 10 generații, să preia tot ce s-a scris pe lumea asta în biblioteci.